Lăduț pentru astăzi a venit cu o surpriză, destul de exotică, aș spune. La noi nu s-a văzut în casă așa ceva. Să știi că am văzut și în piață aceste flori de dovlecel, însă erau mult, mult mai micuțe. Da, cu ce să le umpli? În asta intr-o sarmă. Bun, cum le gătești? Cât se poate de simplu, Happy Flower, vă reamintesc, se numește rețeta mea de astăzi, pentru care aveți nevoie de următoarele ingrediente. În primul rând, florile de dovleac. Acestea joacă rolul principal în preparatul meu de astăzi. Pe lângă florile de dovleac, am ales trei tipuri de brânzeturi. Una cremoasă, tartinabilă, una foarte fină, franțuzească, și anume brie, dar și cheddar cheese. Cele trei tipuri de brânzeturi le voi amesteca. Voi crea o singură compoziție în care voi adăuga fistic. Iar apoi, cu ajutorul unei lingurițe, voi umple fiecare floare în parte, o voi sigila un pic cu ajutorul degetelor, apoi o dau prin făină, prin ou și prin pesmet. În ulei foarte bine încins, se prăjesc, însă așa da. Foarte, foarte scurt. Așa da. Ok. Așa da. Iar pentru că am crocant și foarte cremos în interior, cremos va fi și piureul pe care îl voi pregăti alături de aceste flori minunate. Și anume, am ales cartofii dulci pentru piure, pe care îi voi fierbe. Am ales spanacul pentru că vreau să-i dau un plus de primăvară și de gust, dar și usturoiul verde, pentru că toate aceste trei componente vor forma un piure marmorat delicios, alături de aceste flori minunate umplute. Deci, un preparat minunat. Happy Flower! Aghiță, un kil de crème bouche la băieți. Arată foarte bine ce faci. Uite-i pe ăștia, ce place, bine s-au păstrat în formă. Îmi place să asortez foarte mult culorile la acest preparat, mai ales că sunt flori umplute. Culorile trebuie să fie foarte plăcute și complementare. Așadar, am cartofii dulci pe care i-am copt, apoi i-am crestat, îi las să se tempereze, înlătur miezul și am să amestec conținutul cu spanacul pe care deja l-am preparat. L-am preparat foarte ușor, după ce l-am opărit, ca de obicei, știți exact, cu sare, un pic de bicarbonat, l-am scurs foarte bine, apoi l-am tocat destul de mărunt, iar în această tigaie usturoiul verde l-am lăsat să se distuie. În puțin unt, apoi am adăugat spanacul, îl las să se tempereze, urmează să adaug conținutul cartofilor dulci și să creez acel efect marmorat care este foarte atrăgător și foarte aspectos în același timp. Cât despre umplutura pentru flori, am aici baza, care este o cremă din brânză, fistic, brânza brie, cea franțuzească, care și aceasta are gustul special, și am și cașcavalul cheddar, care se potrivește foarte bine cu acest portocaliu minunat de la flori, dar și cu portocaliul din cartofi, pentru că eu fac întotdeauna o legătură între garnitură și preparatul de bază. Urmează să obțin o compoziție omogenă, asta înseamnă că trebuie să amestec totul foarte bine. N-am exagerat cu fisticul, doar foarte puțin, fistic prăjit însă, prăjit și un pic sărat, pentru că am nevoie să întâlnesc și ceva crocant atunci când savurez aceste flori minunate de dovleac. Adaug și brânza cheddar. Poate să fie cât de multă. Și toată treaba se va scălda pentru câteva secunde în ulei. În ulei. Am ales însă și pesmetul panko, pentru că acesta este mai mare, este mult mai crocant. Se prepară rapid. Uleiul trebuie să fie bine încins, pentru că, sigur, se pot folosi tot felul de umpluturi. Eu am ales, lui Răzvan i-au plăcut foarte mult cele umplute cu orez. Cu brânzeturi le puteți umple. Ne pasă ce a plăcut lui Răzvan, îți dai seama. De-aia ne-am strâns aici toți. Suntem 64 de oameni, să vedem ce a plăcut lui Răzvan. Pune, dragă, da. Ce se pune, ce a plăcut lui Răzvan. Sigur, se pot folosi tot felul de umpluturi. Se pot folosi și umpluturi de carne, însă umpluturi de carne gata, preparate. Preparată carnea în prealabil, umpluturi din legume, tot felul de piureuri interesante. Aici doar trebuie să lăsăm. Cu ce vrei să-ți facă, imaginația? Cu ce vrei să-ți facă, Răzvi? Cu... L-am întrebat, să știi. Da. L-am întrebat mai devreme. Bă, ai uneori privirea muței mele când vrea să ne omoare. Știi? Nu, n-am o problemă. Să-i faci lui Dani două bucăți cu nervi. Nu mănânc flori cu ceva în ele, Răzvan, că stomi. Cu nervi. Atunci dă-i doar nervi. Nu mănânc. Eu o să mănânc piureu și atât. Pot să am încredere într-o floare care are în ea ceva. Sincer. Nu știu. Poate ăștia mai făinuși, cum zicea bunica.
Mai făinoși. Mai făinoși. Care sunt mai fine. Fine, da, da, da. Asta... Am înțeles. Mațe fine, Răzvan. Uite Bun. Ce culoare. Uite ce culoare. Uite Apro... ce culoare. Îmi place enorm de mult. Uite-te puțin. Super. Cum se vede cașcavalul prin, prin această brânză, cremă de Legenda brânză. Spune că Ramona poate să vadă de la distanță cașcavalul în orice. Are această capacitate, adică de la mare, mare distanță. Uneori chiar fără să se uite. Două vizite pe profil și aș observa cașcavalul. Pe ascuns am mâncat trei flori de dovleac. Mie îmi plac tare mult, colegii mei nu sunt în asentiment. 64 am mâncat de alea cu orez. Am crezut că... știi ce m-a salvat? O gură de apă. Le mulțumim, acum trebuie și la prindere, că nu mai e nimeni. Le mulțumim colegilor de la Aqua Carpatica, ne țin hidratați pe noi și pe invitații noștri. Și mulțumim lui Aurică Chelaru, el este chelarul sticlelor de apă și ne dă doar dacă gradul de deshidratare atinge 68%. Dacă nu e la 68%, zice mai înghițiți în sec. Dar noi avem de unde, nu? Mulțumim, Aurică Chelaru. Iată, gata? Iată, hai. Iată. Iată, iată! Bravo! Te-ai gândit să faci o carieră din asta? Da! Foarte bine! Plăduța noastră a pregătit frumoasele preparate, arată într-un mare fel. Asta este un cartof dulce... E un cartof dulce... La cuptor, nu? Sigur, preparat la cuptor, apoi sigur. Crestat. L-am umplut pentru că au rămas de la piure și întotdeauna nu trebuie să aruncăm nimic. Totul trebuie să fie prelucrat, totul trebuie să fie consumat, dar la timpul lui. Și deci... de ce nu... face parte bine de tot din garnitură. Bun, ce s-a întâmplat? Te-ai dus în piață și ai văzut florile de dovleac de care vorbim de ani de zi. Dar de fapt știi, după ce m-am dus, după măcriș, pe care îl cumpărasem deja cu o zi înainte și a doua zi n-am mai găsit, respectiv ieri. Vreau să gătesc ceva cu măcriș. Și dacă am găsit flori de dovleac, ia uite cum dintr-o dată m-am înseninat, da. Că nu mai văzusem că de nu... mult. Și-a uitat de măcriș. Și-am uitat de măcriș. Și de acolo a pornit rețeta mea de astăzi. Am înțeles, bun. Se ia floarea de dovleac, o opărești sau nu? Nu, nu se opărește floarea de dovleac. Trebuie lucrat cu foarte mare atenție, cu multă delicatețe. Trebuie îndepărtate așa. Petalele cu mare, mare grijă. Iar apoi trebuie strânse petalele. Odată ce ați umplut cu, știu eu, umplutura dorită, în cazul meu, cu acest amestec delicios din brânzeturi, trebuie un pic răsucită, astfel încât aceasta să stea bine de tot sigilată, pentru că poate să iasă afară în timpul prăjirii. Bun. Exact. Ai luat floarea, ai dat-o în... Am luat floarea răsucită, am dat-o prin făină, ou și pesmet, iar apoi am prăjit-o în ulei foarte, foarte cap bine, încins aproape un minut. Cap în șnițel, exact. Ok. Aproape un minut și asta este tot. Adică aici, este, aici mă opresc la ceea ce înseamnă florile umplute. Aici ai pus am un piure marinat, piure marmorat din cartof, din cartof dulce copt de data aceasta, cu spanac tras într-o tigaie cu puțin usturoi verde, că și așa este ziua usturoiului astăzi, așadar l-am folosit cu mare drag în rețeta de azi. Mulțumim tare mult, Vlăduț! Mâine dimineața la ora 8, la o nouă ediție de Neața. Să aveți o zi!